În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Frați creștini, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ne îndeamnă să luăm ca pildă pe Sfinții, pe creștinii care au suferit pentru dragostea lui Hristos și s-au luptat pe toate căile pentru a-L slăvi pe Domnul, Cel întrupat, Dumnezeu adevărat, chiar cu prețul vieților. Așa au slăvit ei pe Domnul. Sfinții apostoli, dacă citim în viețile lor, ni se strânge inima de durere, ne îngrozim de chinurile ce le-au îndurat în acele vremuri cumplite. Bărbați și femei, tineri și copile, ba chiar și copilași mici, au suferit. Ne minunăm de tăria dragostei lor nebiruită de nimic pentru Domnul Hristos. În anul 303 după nașterea Domnului Hristos, a fost chinuit groaznic sfântul mucenic roman. Și cu toate că chinurile nu încetau, El preamărea mereu pe Hristos în fața mulțimii unde se adunaseră la această priveliște jalnică. Judecătorul păgân, care avea porunca de la împărat ca să-l chinuiască pe mucenicul lui Hristos, se uită plin de mânie la el și îi spune: de nu vei tăcea, voi da poruncă să staie limba. Sfântul Roman îi răspunse liniștit: dacă nu voi putea grăi eu, atunci pruncii vor vesti lauda lui Hristos. Judecătorul atunci porunci să-i aducă un băiețaș mic, ca de 4 ani, și îi spuse lui Roman: fă tu ca acest copil, după cuvântul tău, să laude pe Hristos al tău. Sfântul Roman se plecă către micuțul copilaș și îl întrebă: spune-mi, copilule drag, cui trebuie să ne închinăm noi, unui Dumnezeu sau la 1000 de idoli? Copilul răspunse cu glas ridicat în auzul mulțimii și a judecătorului: noi, copiii creștini, nu credem în idoli, ci credem în unul Dumnezeu și în Fiul Său, Iisus Hristos. Judecătorul se încruntă și îl întrebă pe micuțul copilaș: de la cine ai primit tu învățăturile acestea? De la mama, răspunse băiatul. Mama ta nu-ți va mai da învățături de acum încolo. Ea va vedea cum vei suferi tu moarte pentru Hristos al tău pe care l-ai mărturisit. Și acea fiară cu trup de om, spune istoria, că dădu poruncă ca copilașul nevinovat să fie bătut cu biciul până la sânge și cu sângele lui stropi iarba și a roșit pământul. Apoi porunci maicei lui ca ea însuși să-l ducă la locul de osândă pentru a-i reteza capul. Poporul plângea și chiar călăilor le curgeau lacrimi pe obraz. Biata mamă privește la copil, îl ia în brațe, îl sărută și îl mângâie zicându-i: copilule drag, în scurtă vreme vei fi și tu între îngerii lui Iisus. Copilul ascultă și zâmbește. Vedea pe îngerii Domnului. Apoi, sosind la locul de osândă, maica îndurerată ridică ochii în sus și cu glas și-a vărsat toată durerea sufletului și toată dragostea către Hristos și zise: Doamne Iisuse Hristoase, nu am nimic mai scump pe lume decât copilul acesta. Ție ți-l dau, Doamne Iisuse Hristoase, ție ți-l închin, primește-l de la roaba ta, că și tu ai venit ca să ne mântuiești și ți-ai dat viața pentru noi. Călăul ridică sabia, lovește și maica privește
cum îi retează capul. Apoi, în niște pânzeturi, primește căpușorul însângerat și trupușorul zvârcolindu-se în durerile morții. Iată ce dovadă scumpă și adevărată dragoste către Hristos! O, de ne-ar însufleți și pe noi astăzi, măcar o scânteie din acest foc pentru pruncul din Ieslea Betleemului. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Arhidiacon Ștefan, pe care îl prăznuim astăzi. Prigoana ce o pornise farisei și cărturari împotriva propovăduitorilor învățăturii lui Hristos a ajuns culmea prin uciderea acestui mucenic Ștefan. Amintirea acestui mucenic o săvârșește Sfânta noastră Biserică astăzi. Și astfel ne îndreaptă privirile de la pruncul dumnezeiesc din Ieslea Betleemului la cel dintâi mucenic al lui Hristos. Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte de leagănul creștinismului, de luptele crâncene, de prigonirile pe care a trebuit să le îndure chiar de la început pentru a păzi legea lui Hristos, dar și de zelul înflăcărat al acelor dintâi ucenici ai lui Hristos, de credința lor curată, tare și nebiruită. De toate acestea dau dovadă frumoasă viața Sfântului Marelui Mucenic Ștefan. Să privim deci mai aproape această viață de înger în chip de om. Să privim mai de aproape suferințele Sfântului Ștefan și vom vedea cum acest Sfânt s-a săvârșit. După pogorârea Duhului Sfânt, numărul credincioșilor creștea mereu, încât cei 12 apostoli, pe lângă predicarea cuvântului lui Dumnezeu, nu erau în măsură a se îngriji și de săraci, și de văduve, și de orfani. Ei aleseră de ajutor 7 bărbați plini de Duh Sfânt și prin rugăciune și punerea mâinilor îi hirotonisi diaconi ca să le fie de ajutor într-o propovăduire a cuvântului dumnezeiesc și la îngrijirea sărmanilor. Între aceștia 7, Sfântul Ștefan a fost cel dintâi, de aceea se mai numește și arhidiacon. El a propovăduit cu deosebită râvnă credința în Iisus Hristos pe care l-au răstignit evreii. Și într-o zi, când Sinedriul era adunat, o mulțime de popor venea strigând, răgnind cu sălbăticie spre dealul Movia, unde erau adunați acești mai mari ai evreilor. În mijlocul acestei mulțimi furioase se afla un om tânăr, cam la etate de 30 și ceva de ani, cu chip de înger, care era Ștefan. Această mulțime de popor îl păra pe Sfântul Ștefan mai marilor evrei, zicând, acest om nu încetează a huli pe Dumnezeu și Sfânta Cetate. Sfetnicii se uitară la el, iar fața Sfântului Ștefan strălucea ca a unui înger. Arhiereul îl întreabă pe tânărul Ștefan, așa este cum vorbesc oamenii aceștia? Iar Sfântul Mucenic îi răspunde lui și tuturor, printr-o cuvântare, o predică mai lungă, plină de înțelepciune și putere, cum ați auzit și din apostolul ce s-a citit astăzi, arătându-le că neamul evreiesc a fost nemulțumitor și nerecunoscător față de Iisus Hristos, pe care l-au răstignit în chinurea mare, în locul binelui pe care le-a făcut lor. Cuvântarea aceasta, atât de strălucită, l-a înfuriat pe popor și l-a luat pe Ștefan în mijlocul lor, îl împinseră până l-a scos afară din cetate pe râul Chidron.
în calea lor, își astupară urechile, ca nu cumva Sfântul Ștefan să le îmblânzească inimile cu vorbele lui minunate. Ajungând la pârâul Chidron, și-a lepădat veșmintele lor la picioarele unui fariseu tânăr cu numele Saul, un mare dușman al învățăturii nazarineanului Iisus. Acesta le păzea hainele și acesta era să fie cel mai înflăcărat apostol pe urmă, apostolul Pavel. Apoi ridicară pietrele și bolovan mari din albia acelui pârâu, aruncându-le asupra Sfântului Ștefan. Pietrele îl doborâră jos, îl umplu de pe mucenic de sânge, de grămada pietrelor îl acoperiră cu pietre. Dar deodată mucenicul se ridică din mormanul de pietre drept în picioare și strigă cu glas tare: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început să scrâșnească din dinți și iarăși au început să-l lovească. Dar el se ruga zicând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Atunci, din atâtea lovituri primite, a mai strigat încă o dată: Doamne Iisuse Hristoase, primește Duhul meu! Și așa și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Astfel își sfârși viața cel dintâi mucenic al lui Hristos, fiind în fruntea acelui nesfârșit șir de martiri, care au îndurat chinuri îngrozitoare pentru credința lor în Mântuitorul Lumii și care bucuroși și-au sfârșit viața pentru a fi alături de Hristos. Trupul lui a zăcut 2 zile acolo pe pământ, fiindcă l-a lăsat acolo să-l mănânce fiarele și păsările. Dar creștinii au alergat și au strâns rămășițele trupului lui, ducându-le și ascunzându-le și păstrându-le cu mare cinste. Mai târziu, împărăteasa Eudoxia a făcut o biserică în cinstea Sfântului Ștefan, pe locul acela unde a fost martirizat, omorât cu pietre, pe pământul acela înroșit de sângele lui. Această biserică există și astăzi, cei ce au fost la Ierusalim au văzut-o. Cine a privit și a trăit pe timpul împăraților romani, Domitian și Traian, în zilele când din toți sfinții apostoli numai Sfântul Ioan mai trăia, cine a privit atunci de pe culmea muntelui măslinilor în jos, spre locul unde stătea cetatea Ierusalimului, aceluia îi se deschidea o priveliște cât se poate de jalnică. În locul templului renumit, în locul palaturilor mărețe, nu se mai vedeau decât dărâmături și pustietate. Mândra cetate a Ierusalimului era ștearsă de pe fața pământului. În locul ei n-a rămas piatră pe piatră, așa cum prorocise Mântuitorul Lumii Iisus Hristos că va fi dărâmată. Cauza era sângele nevinovat ce s-a vărsat între zidurile acestei cetăți. Erau omorurile, uciderile făptuite de împietriții evrei, care nu voiau să asculte adevărul și omorau cu pietre pe trimișii Domnului, pe sfinții proroci, așa cum ați auzit și din Sfânta Evanghelie de astăzi. Între aceia și-a vărsat și Sfântul Ștefan sângele în cetatea aceasta
întâiul și marele mucenic și întâiul arhidiacon Ștefan, pe care îl prăznuim astăzi. De la acest sfânt și mare mucenic să luăm pildă de credință adevărată, de dragoste adevărată pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim prietenii lui Hristos și apărători ai bisericii și ai credinței dremăritoare. Să fim și noi întotdeauna gata de luptă în contra dușmanilor bisericii lui Hristos. Întotdeauna gata de orice jertfă pentru biserica lui. Să ducem o luptă continuă contra slăbiciunilor, patimilor și pornirilor noastre spre rău din lăuntru nostru. Și pentru că suntem creștini, să ducem cu adevărat o viață creștinească. Dar toate luptele acestea să le purtăm numai cu armele poruncite de Hristos. Credință, curaj, răbdare, blândețe, smerenie, bunătate, umilință și iertare. Să învățăm de la Sfântul Ștefan cum să iertăm pe vrăjmașii noștri. Pe el îl omora cu pietre și striga, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, iartă-le lor. Și atunci și noi vom birui cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puterea lui. Oricât de mulți vor fi dușmanii lui Hristos, oricât de mare va fi puterea lor lumească, biserica lui Hristos va trece biruitoare peste toți și peste toate până la sfârșitul veacurilor, și nici porțile iadului nu o vor birui. Și dacă noi ne vom face datoria de creștini, apărători ai bisericii lui Hristos, fiecare după măsura puterii și a înțelepciunii sale, ne vom face părtași și iertării, și mântuirii și fericirii celei veșnice pe care o dorim cu toții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Arhidiacon Ștefan, dă-ne și nouă putere și înflăcărează inimile noastre pentru tot lucrul bun, ca să fim vrednici de chemarea noastră și adevărați creștini. Ajută-ne, Doamne, să fim biruitori peste toate patimile și peste toate răutățile și să te mărturisim și noi cu prețul vieții noastre, ca să fim cu tine în vecii vecilor. Amin. Slavă!